În cazul în care ești un șofer începător, ar trebui să urmărești acest videoclip. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Zilele trecute, un urmăritor simpatic, ca să zic așa, m-a rugat foarte, foarte frumos să-i spun și lui care sunt costurile de întreținere și mai exact cât l-ar costa o revizie la Skoda Fabia 1. Abia a luat permisul, deci este începător și dorește să-și cumpere o mașină la 1000 de euro. Mi-a zis că a studiat piața cât de cât și la 1000 de euro se încadrează și îi place să cumpere o Skoda Fabia, motorul 1.4, 68 de cai putere în 8 valve. Această mașină s-a fabricat între anii 99 și 2003, deci este o mașină destul de veche, dar să știți că pentru oraș este foarte bună pentru fâția, consumă destul de puțin, taxe mici, impozit mic. Așadar, la 700, 800 de euro, 900 de euro, eu zic că este o alegere bună. Acest motor de 1.4 dezvoltă doar 68 de cai putere. Producătorul zice că în oraș consumă 9.4, extra 5.5 și 6.9, un consum mixt. Ca și performanțe, nu este cine știe ce, gândiți-vă, este un motor foarte mic, motor care nu este potent. De la 0 la 100 de km la oră accelerează în 15 secunde. Da. Viteza maximă este de 160 de km la oră, dar nu se pune problema la această mașină pentru că nu o cumperi să faci raliuri cu ea. Acei 68 de cai putere îi obținem la 5000 de rotații pe minut. Cuplu maxim este de 120 Nm la 2500 de rotații pe minut, având în vedere că este benzinar aspirat destul de jos, avem cuplu maxim. Motorul știți foarte bine că este amplasat transversal. Codul motorului este AME, Alin Mioara Elena. Capacitatea lui cilindrică mai exact este de 1397 cm3. În acest motor intră 4 litri de ulei. Motorul este aspirat natural. Greutatea mașinii este de 1065 de kg. Deci este o mașină foarte ușoară. Dacă vine unul cu mai multă putere, o ia de fund și o dă într-o parte și iese din parcare în cazul în care a fost blocat de această Fabia. Rezervorul este de doar 45 de litri, deci nu vă va costa mult ca să-i faceți full-ul. Ca să nu mai pierde timpul, haideți să vedem exact care sunt costurile unei revizii pentru această mașină cu piese din Germania, de la firma MAN mai exact. Pentru acest motor vă recomand uleiul de la Motul 5W30. În acest motor, cum am zis puțin mai devreme, intră 4 litri de ulei, deci trebuie să cumpărăm 4 bidoane de câte 1 litru și litrul costă 62 de lei. Filtrul de ulei de la firma MAN costă 37 de lei. Filtrul de aer, tot de la firma MAN, costă 50 de lei. Filtrul de polen, de la firma MAN, costă 75 de lei. Filtrul de combustibil, de la firma MAN, costă 85 de lei, dar știți că este benzinar și nu trebuie să schimbăm la fiecare schimb de ulei și filtrul de combustibil. Dacă îl schimbați odată la 50 de mii, eu zic că este suficient, pentru că benzina este destul de ok în România, destul de curată. Și haideți să facem și un calcul, să vedem care ar fi costul total. Deci avem 4 litri de ulei ori 62, 248 de lei uleiul, plus 37 de lei filtrul de ulei, plus 50 de lei filtrul de aer, plus 75 de lei filtrul de polen, plus 85 de lei filtrul de combustibil. În total avem 495 de lei, deci fix 100 de euro. Pentru un începător, eu zic că această mașină este destul de ok, pentru că o poate parca peste tot, este destul de ieftină la întreținere, vedeți și voi, o revizie 100 de euro, foarte ok. Cutia manuală este destul de fiabilă, nu cred că a dat foarte multe probleme această motorizare. Acum s-ar putea să aibă ceva probleme cu consumul de ulei, pentru că este destul de veche mașina, probabil o să o găsească la 200.000, 300.000 km, la 700 de euro până într-o 1000 de euro, dar asta e, mai completăm la 1000 de km. Sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați, să dați un like și un share. Dacă aveți întrebări, aveți rubrica de comentarii în care puteți să mi le adresați. Până data viitoare, eu am fost John, v-am salutat, ciao, ciao!